Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, gala învățământului și gala sportului cu bani din sponsorizări. Moment aniversar Constantin TH Ciobanu, 85 de ani. Investiție majoră în infrastructură, pot peste râul Doftenița în Dofteana. Oneștiul se pregătește de două evenimente de excepție. Este vorba de Gala Învățământului și Sportului, evenimente care vor aduce în prim plan excelența și dedicarea tinerilor din comunitate. Joi 14 martie de la ora 10 se va desfășura Gala Învățământului, iar vineri 15 martie la aceeași oră Gala Sportului. O noutate importantă în acest an este abordarea legislativă care nu mai permite premierea olimpicilor național și internațional din bugetul local pentru participare. Cu toate acestea, organizatorii au găsit o soluție ingenioasă prin implicarea sponsorilor, evidențind susținerea comunității față de excelență. Două firme locale din Onești s-au angajat să asigure contravaloarea premiilor, însumând aproximativ 60.000 de lei. Gestul lor generos nu numai că onorează realizările tinerilor olimpici, dar subliniază importanța parteneriatului între sectorul privat și educație. Locul de desfășurare al evenimentelor este Cinema Capitol și promite să aducă un aer special și o atmosferă de sărbătoare, unde elevii și sportivii vor fi aplaudați pentru eforturile lor remarcabile la scenă deschisă. Este un prilej de bucurie și mândrie pentru întreaga comunitate care se mobilizează pentru a recunoaște și încuraja viitorul promițător al tinerilor talentați. Gala Învățământului și Sportului din Onești devine un astfel de manifest al solidarității și susținerii pentru excelență, cu speranța că aceste evenimente vor continua să inspire generațiile viitoare. Bine, știți, acest proiect a demarat în anul 2013 cu premierea olimpicilor, din care ne amintesc, în 2012. Este un proiect de suflet pe care l-am inițiat la acea vreme, care an de an a fost îmbunătățit, iată că și astăzi, în urma constatărilor că au apărut între timp alte olimpiade, alte, chiar și alte materii, aici mă refer la limba rusă, care n-a fost prinsă în regulament, astăzi îmbunătățim acest regulament. Împreună cu directorii instituțiilor de învățământ am stabilit data realizării Galei Învățământului. Va fi pe 14 martie la ora 10 la Cinematograful Capitol. Profit de această ocazie pentru a vă invita să fiți prezenți, să-i aplaudăm la scară deschisă pe cei care într-adevăr... Da, merită... nu te pleca, că e un discurs care eu l-ascult și așa. Da. După cum știți, am discutat pe tema premierilor în urmă cu o ședință, când am vrut să modificăm regulamentul, numai că atunci l-am retras pentru că nu puteam schimba regulile jocului în timpul jocului. Nu avem legislația în acest an, nu ne permite să acordăm premii la participanți, doar pentru participare, ci doar pentru distinții. Între timp, așa cum am promis în acea ședință, am identificat sumele necesare din sponsorizări pentru a, ca acești tineri meritoși să primească ceea ce merită, atât ei cât și cadrele care le-au instruit vor primi premii exact conform vechiului regulament și actualului regulament, care nu poate fi aplicat sumele din regulament. Profesorii vor primi jumătate din suma care se acordă elevului. De asemenea, profesorii vor cumula premiile dacă au mai mulți elevi. Aceste premii extra, care nu vin din bugetul local, ci din sponsorizări, se ridică undeva la 60.000 de lei. Bani care vor fi acoperiți, după cum v-am spus, din sponsorizări. Mulțumesc. Dacă am și îmi cer scuze că am sărit încă un lucru foarte important, pe data de 15 a fost stabilită Gala Sportului Oneștean. De asemenea, vă invit să fiți alături de sportivii noștri, cei care
aduc plus valoare comunității noastre și ne reprezintă atât de frumos la nivel chiar și mondial în curând. Unde are loc gala sport? La tot la cinematograf. Arbitor tot la ora 10, numai că este pe data de 15. Prima dată am stabilit cu directoria și vrut să le facem în acea zi, dar din discuțiile cu doamna Ingrid, doamna director Ingrid, a spus că vine mai ușor pentru sportivi să fie vineri gala și atunci am rupt-o în două zile. Va fi joi, va fi pe 14 gala învățământului Oneștean și vineri pe 15 gala sportului Oneștean. Mulțumesc și le mulțumesc sportivilor și elevilor pentru cinstea care o aduc comunității noastre și le urez mult succes în continuare. De altfel, în cadrul ședinței Consiliului Local, consilierul liberal Elena Pașcua Păvăloaie, președinta de ședință, i-a sugerat primarului Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, să ia în calcul premierea doar cu diplome a elevilor participanți la concursurile școlare similare olimpiadelor. Și eu un piculeț cu o sugestie, chiar dacă nu avem prins în regulament acum, sper ca anii viitori să reușim să facem o modificare sau în perioada imediat următoare să reușim să facem o modificare, în așa fel încât să putem premia și copiii care participă, dar și pe cei care au distinții la concursurile școlare naționale și internaționale, pe lângă olimpiade. Și acum urmează dumneavoastră să apreciați, aș sugera ca la evenimentul pe care îl faceți pe data de 14 martie, măcar câte o diplomă, în urma discuțiilor pe care le veți purta cu conducerile școlilor, să dăm câte o diplomă pentru participare la aceste competiții, adică să se simtă și copiii aceia bine și să fie aplaudați de părinți, pentru că au depus totuși un efort, chiar dacă n-au luat premii, n-au luat premiile 1, 2 și 3, cred că și participarea e foarte importantă și mai sunt și copii care au luat distinții la concursuri naționale, concursul Ana Blaneana, spre exemplu, care e un concurs renumit la nivel la limba și literatura română. Cred că în urma discuțiilor pe care le-ați purtat cu directorul am putea face și câte o diplomă ca să recunoaștem meritele acestor copii. Primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a explicat că a purtat deja discuții cu directorii unităților de învățământ despre situația semnalată. Am avut discuții cu directorii inclusiv pe această temă. Într-adevăr, la gimnazial anumite materii nu au olimpiade, ci doar concursuri. Singura problemă este care urmează la propunerea tot la fel reprezentanților instituțiilor de învățământ să vedem care concursuri sunt echivalentul olimpiadei, pentru că se fac foarte multe concursuri. Acum sunt zeci de concursuri, sunt pe o materie 5, 6, 7, 10 concursuri. Trebuie să vedem care este finanțată și care ține într-adevăr locul. De exemplu, știu, eu sunt direct implicat, fiica mea merge la un concurs de biologie care e cumva olimpiada, dar este concurs. Știu situația, o vom reglementa cu siguranță și trebuie să o reglementăm cât se poate de repede, pentru că după aia nu mai putem schimba, la anul ne trezim, sau la finalul anului ne trezim în aceeași situație și că nu mai putem. Am avut discuție cu reprezentanții instituțiilor de învățământ și imediat în perioada următoare aștept propunerile din partea directorului să ne spună care este exact concursul pe care înlocuiește olimpiada, pentru că nu putem să înlocuim olimpiada și acești concursuri. Și acelor copii să le distinție și să-i... Cu siguranță, da. Și aplaudăm, cred că cu siguranță, da. Normal ar fi fost, într-adevăr, să-i și premiem, dar am fost luat să ne pregătite cu treaba asta și... Dar o vom reglementa, așa cum am spus, de la an la an am încercat să îmbunătățim, să eliminăm erorile și să fie această premiere cât mai corect făcută și să acopere într-adevăr toți elevii meritoși. Mulțumesc! Într-o atmosferă plină de recunoștință, emoție și apreciere, comunitatea din Onești a celebrat luni 19 februarie impresionanta aniversare a profesorului și poetului Constantin TH Ciobanu, la vârsta de 85 de ani și după 60 de ani de activitate culturală dedicată orașului. Constantin TH Ciobanu a fost sărbătorit printr-o festivitate de excepție organizată de Fundația Națională George Călinescu și Rotary Club Onești într-un cadru restrâns. Cu toate că evenimentul a avut un caracter restrâns, iar sărbătoritul nu a fost prezent din motivul
motive de sănătate, totuși acesta a transmis un mesaj filmat din confortul casei sale, exprimând recunoștința pentru susținerea continuă a comunității și pentru continuarea inițiativelor sale culturale. Mesajul său a fost plin de înțelepciune și emoție, reflectând parcursul său bogat în activitatea culturală și comunitară. Stimați colegi, prieteni și vechi colaboratori, vârsta la care am ajuns îmi impune datoria de a vă adresa câteva cuvinte, deocamdată în ipostaza aceasta de suferind cu unele inevitabile, să zicem așa, încercări ale vârstei și ale timpului și, să o mai adaug și pe aceasta, ale timpurilor. Îndatorirea mea se îndreaptă în primul rând către cei care au avut curajul, responsabilitatea, puterea de speranță să fie continuatori ai modestelor mele inițiative și în felul acesta datoria este dublată de datoria mea. Este dublată de speranța că ne vom găsi, vă veți găsi mai ales, într-o adevărată bucurie, satisfacție a unei împliniri. Doamna profesor doctor Emilia Boghiu, președinte executiv al Fundației, a alcătuit un substanțial excurs bibliografic despre mine, și am văzut acolo că a făcut-o ca un adevărat continuator. Reuniunea a fost deschisă de profesor Gabriel Fornica Livada, secretarul Fundației George Călinescu și președinte în exercițiu al Rotary Club Onești. Președintele executiv al Fundației profesor dr. Emilian Boghiu a prezentat o analiză biografică detaliată a vieții și activității lui Constantin T.H. Ciobanu, evidențind contribuțiile semnificative aduse orașului Onești. Moment aniversar astăzi, iată că profesorul, poetul, omul de cultură Constantin T.H. Ciobanu împlinește o frumoasă vârstă și văd foarte mulți prieteni, foarte multă lume care l-a cunoscut, l-a iubit, l-a îndrăgit, l-a apreciat, admirat și cred că nu mă pot opri din enumerarea adjectivelor care îl însoțesc pe dumnealui astăzi aici. Într-adevăr, este pentru toți oneștenii ar trebui un eveniment deosebit, pentru că omul acesta, care a fost profesor timp de 40 de ani la Colegiul Național Dimitrie Cantemir, care a fost animator cultural, a fost editor, a fost și este poet, că din toate, iată că poezia are viață mai lungă și perpetuă. Omul acesta ne-a predat nouă tuturor oneștenilor o lecție. Și din punctul meu de vedere, lecția asta este ieșirea din minorat. Suntem tentați să judecăm repede și ușor că dacă locuiești într-un oraș mic, în provincie, într-o margine de lume, undeva unde nimeni nu știe că există oameni,
Să crezi că nu ai șansa să-ți afirmi personalitatea sau că nu poți fi luat în seamă. Constantin Teodor Ciobanu a crezut că nu e așa și ne-a învățat pe toți să credem în valoarea noastră și să ne afirmăm. În felul acesta, în Urbea Oneștilor, timp de jumătate de secol, s-a desfășurat o activitate culturală de anvergură. Au venit aici oamenii cei mai importanți ai culturii noastre și s-a repetat anual un fenomen absolut impresionant, Zilele Culturii Călinesciene, care a făcut ca generații întregi de tineri să plece în lume cu mare curaj și cu convingere profundă că, iată, avem ceva de spus lumii acesteia. O personalitate discretă, dar de un real entuziasm, a reușit să molipsească, dacă pot să zic așa, acest fenomen de a îndrăgi cultura și de a-i călca așa pe urme, fiecare după putere. E adevărat, ne-a fost exemplu, ne-a fost model, mie mi-a fost profesor, aici în sală sunt oameni care au fost formați de profesorul Constantin Teodor Ciobanu, dar recunosc, l-am admirat întotdeauna ca poet, l-am citit, am și scris despre el, sper să apară un articol în Ateneu, în revista Ateneu de la Bacău, dar încă o dată, impactul cultural a fost prin Fundația Națională G. Călinescu și prin Zilele Culturii Călinesciene care ne-au dat anvergură. Niciodată nu o să credem despre noi înșine că ne-am încheiat socotelile. Și da, oricât am trăit, dorim să mai spunem ceva. Și nu este egoism. Cred că este o datorie față de noi înșine și față de cei pe care îi iubim. Și da, domnul profesor, chiar dacă nu este prezent fizic aici, este cu noi. Și ați putut vedea și în emoționantul filmuleț pe care ni l-a trimis. Au fost foarte multe surprize, ca să zicem așa, în această seară, pregătite de colegiul, ca să zic, sau echipa de colegi din spate, și au făcut așa, posibil un miracol, dacă pot să zic. Domnul profesor T.H. Ciobanu a fost alături de noi cu un mesaj cu același entuziasm și cu o discreție pe care a avut-o de-a lungul vieții domniei sale. Este un cuvânt, are, în continuare. Așa este, un cuvânt cheie, discreție. Și eu l-am folosit, cred că undeva, așa este. Domnia sa, pe lângă faptul că a făcut foarte mult și multe pentru oraș, în primul rând pentru sufletele noastre, pentru spiritul nostru, domnia sa a fost un om discret. N-a fost niciodată de acord să iasă foarte în față. Nu i-au plăcut nici măcar aceste manifestări de acest tip. Nu era un foarte mare prieten. Noi am încercat să-l mai ademenim în întâlniri din acestea pe la cifre rotunde. Nu foarte ușor a fost, dar ceea ce este important este că domnia sa a avut un crez pe care l-a urmat. Asta este un lucru, nu e unic, dar este foarte rar. Să vii, să păsești în viața profesională cu o idee, cu un crez. Unii, și îmi pare rău că o spun acum, dar trebuie spus, au crezut, au identificat în această manifestare, Zilele Călinescu sau însăși fundația, că este o manifestare a unui soi de cult al personalității. Călinescu nu mai este același mare critic, așa cum era considerat înainte, și așa mai departe. Tocmai că asta este. Călinescu nu a fost un om al zilelor. Nu a fost un om al prezentului său. Spiritul Călinescu înseamnă tocmai asta. Libertate în gândire. Într-o vreme când proletcultismul avansa ucigaș, într-o vreme când trebuia cultiva doar realismul socialist, spiritul călinescian a însemnat tocmai asta. Știința, arta de a evada dintr-un contingent constrângător. Asta era spiritul Călinescu. Nu înseamnă că dacă ne întâlnim în Zilele Culturii Călinescene, înseamnă că asta face numai să ridicăm osanale lui Călinescu. Mulți au înțeles acest lucru și de aceea au venit. Nu ca să îl preaslăvească pe Călinescu, ci ca să continue în spiritul lui să afirme preeminența esteticului, valoarea. Valoarea în orice domeniu.
Investiție majoră în infrastructură, pod peste râul Doftenița în Dofteana. Comuna Dofteana va beneficia de o dezvoltare semnificativă pentru construirea unui pod peste râul Doftenița. Un obiectiv de investiții ce va sprijini conectivitatea între satele Ștefan Vodă și Hăgheac. Proiectul, evaluat la o valoare totală de 2.620.000 lei, este finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini și marchează un pas important în dezvoltarea infrastructurii locale. Bugetul total include o contribuție de 127.000 de lei de la bugetul local al comunei, subliniind astfel angajamentul autorităților locale în îmbunătățirea condițiilor de transport și accesibilitatea între comunități. Noul pod va avea o lungime de 21 de metri și o lățime de 7,5 metri, din care 5 metri vor fi destinați părții carosabile, iar restul va include două trotuare pietonale de câte 1,25 metri. Pentru asigurarea stabilității și siguranței vor fi construite ziduri de sprijin din beton armat în amonte și naval de pod. Această inițiativă are ca scop îmbunătățirea accesibilității între localitățile din zonă, facilitând nu doar transportul rutier, ci și conexiunile comunitare și economice. Prin conectarea satelor Ștefan Vodă și Hăgheac, noul pod va sprijini circulația eficientă a locuitorilor, agricultorilor și a bunurilor comerciale. Primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, a declarat că acest proiect reprezintă o investiție strategică în infrastructură care va aduce beneficii semnificative comunității. Acesta a mai subliniat și colaborarea strânsă dintre autoritățile locale și Programul Național de Investiții Angel Salini, evidențiind determinarea de a aduce îmbunătățiri esențiale în calitatea vieții locuitorilor. Cu lucrările de construcție a noului pod aflate în plină desfășurare, Comuna Dofteana se pregătește de o transformare notabilă în infrastructură, reflectând o viziune a viitorului mai conectat și accesibil pentru comunitatea locală. La aproape două luni de la dispariția sa, bătrânul de 81 de ani din municipiul Moinești a dispărut pe 27 decembrie 2023, a fost găsit decedat. Trupul neînsuflețit al acestuia era într-o grădină greu accesibilă din apropierea locului unde s-a desfășurat festivitatea de datin strămoșești de la Moinești. Bătrânul a fost dat dispărut pe 27 decembrie. Polițiștii au fost sesizați de plecarea voluntară a lui Cojan Ion, de 81 de ani din Moinești. Bătrânul ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Transmitem și noi condoleanțe familiei îndurerate. A jefuit o bătrână de 86 de ani. La data de 22 februarie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au pus în aplicare un mandat de percheziție emis de Judecătoria Bacău la domiciliul unui tânăr de 26 de ani din municipiul Bacău, bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Bacău. Pe 14 februarie, polițiștii au fost sesizați de către o femeie de 86 de ani din municipiu de faptul că în jurul orei 15, în timp ce se deplasa pe strada spre domiciliu, ar fi fost deposedată de către o persoană necunoscută prin acte de violență de o geantă în care avea documente și suma de 3.300 de lei. În urma activității investigative operative desfășurate de polițiști, a fost identificat tânărul de 26 de ani din municipiu, bănuit de comiterea faptului. Pe 22 februarie, polițiștii au pus în aplicare mandatul de percheziție la domiciliul celui în cauză, unde a fost descoperită și ridicată geanta sustrasă de la femeia de 86 de ani, ulterior fiind returnată acesteia. La domiciliul bănuitului a mai fost descoperită și ridicată, în vederea continuării cercetărilor, cantitatea de 210 litri de motorină. În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus măsura reținerii tânărului pentru 24 de ore și l-au introdus în arestul IPJ Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 27 februarie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 0 grade Celsius. Miercuri 28 februarie, vremea se menține rece, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei nu va trece de valoarea de 13 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 3 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.